Mai sunt câteva zile până la întâlnirea cu Moș Crăciun, însă până atunci ne mai întâlnim cu un bătrânel. Secret Santa a devenit deja o tradiție și la noi. Schimbul de cadouri secrete se face la petrecerile cu prietenii, întrunirile de familie și la locul de muncă. Puțini cunosc însă istoria lui Secret Santa. Pentru dumneavoastră! Mulțumesc! Carta mă reprezintă! De câțiva ani, Secret Santa se organizează tot mai mult și la noi. Regula este simplă. Dintr-un grup de persoane, fiecare extrage un bilețel cu numele celui pentru care trebuie să fie Secret Santa. Se numește așa pentru că cei care primesc cadouri nu vor ști cine a fost moșul lor. Pentru mulți, Secret Santa nu este un simplu joc, ci o ocazie să-și amintească de copilărie și să se bucure de cadourile primite ca atunci când erau mici. Fiecare an facem Secret Santa, chiar și atunci când am lucrat de acasă, am avut Secret Santa online. Am primit o cană personalizată, ceva foarte util. Chestia asta americană care nu prea, nu știu cum să vă spun, nu prea rimează cu ce e tradiția asta europeană. La muncă și cu prietenii încă nu. Toate firmele este acum o tradiție, Secret Santa. Deși mulți participă la Secret Santa, nu toți știu de unde vine această tradiție. Secret Santa este o tradiție occidentală. Se pare că un filantrop american este adevăratul Moș Crăciun secret. El ar fi venit cu ideea de a împărți cadouri secrete în timpul sărbătorilor. Așa se face că mai bine de 25 de ani, Larry Stewart, pe numele său, a donat cecuri de $100 oamenilor dintr-un stat american. Abia în 2006 s-a aflat că el era de fapt adevăratul Secret Santa. Secret Santa este cunoscut și sub alte denumiri. De exemplu, britanicii au un joc similar, însă se numește Kris Kringle. În Irlanda este Kris Kinglam, care înseamnă copilul Hristos, iar cei din Canada, Australia și Austria recunosc toate aceste denumiri.